Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. August 1834. Lângă Biserica Icoanei se zidește o mică biserică de lemn pe cheltuiala căminarului Mihalache Darvari, ca loc de rugăciune pentru familia sa și apropiații lor. În anul următor, familia Darvari cheamă aici 12 călugărițe de la mănăstirea Pasărea și Ciorogârla. Povestea schitului Darvari a fost una destul de tumultoasă, precum istoria Bucureștiului a acelor timpuri. Schitul a cunoscut o perioadă de excepție, odată cu venirea a 13 călugări români din Sfântul Munte Athos, care au creat prin prezență, prin rugăciuni și prin programul liturgic identic cu cel de la Athos, un spațiu despre care oricine trece pragul spune că este încărcat de sacralitate. Un loc în care Dumnezeu este mai aproape de rugători. Monahii atoniți veneau ca să strângă ajutoare pentru Sfântul Munte, deoarece era o perioadă grea atunci. Era după al doilea război mondial și desigur că toți sufereau, și grecii și românii, dar în general românii de la schitul Prodrom din Sfântul Munte Athos. Și atunci călugări de acolo veneau ca să locuiască aici, făceau slujbe, dar totodată strângeau și ajutoare pentru Sfântul Munte. Actualmente, arhitectura bisericii îmbină armonios stilul oltenesc cu cel muntenesc, datorită planurilor arhitectului Gheorghe Simota, la rugămintea generalului de divizie Mihail Darvari, nepotul căminarului Darvari, care a refăcut din temelii vechiul locaș, începând cu anul 1933. Pictura în frescă este semnată de Iosif Keber. Avem icoana Prodromița, se numește. Este o copie fidelă făcută de către călugării atoniți ca să aibă în inima lor chipul Maicii Domnului de la schitul Prodromul. Avem Sfintele Moaște în racla pe care o găsim aici, 16 sfinți și au aici părticele din Sfintele Moaște, printre care amintim în mod deosebit pe Sfântul Ioan Gură de Aur, amintim pe Sfântul Elefterie. Sunt de altfel 16. În anii 90, sub îndrumarea părintelui Sofian Boghiu, pictura bisericii este restaurată, iar în martie 1996, spațiul redevine așezământ monahal și viața spirituală reintră în firesc. Din 2014, stareț al schitului Darvari devine protosinghelul Ghelasie Iorga, cel care a intrat în cinul monahal încă de la vârsta de 17 ani, demonstrând astfel o chemare profundă, tainică, pe care doar cei curați la cuget o cunosc. La 21 de ani urma să fie hirotonit preot și de atunci slujește lui Dumnezeu în fiecare clipă a vieții sale. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.